toate femeile își doresc un păr sănătos și frumos ca cel al vedetelor, iar pentru asta este important să știe cum să-l îngrijească. Merg la salon pentru că eu nu sunt expertă și nu știu ce să fac cu părul meu și prefer să merg la salon, să mă tund regulat, să-mi fac un tratament. Îl tund undeva la o lună, o lună și jumătate. Și tratamente tot timpul pentru a-l hidrata, fiind decolorat automat, avem nevoie de un surplus de hidratare. Vara însă, clorul și apa sărată pot decolora imediat părul și îl fac să arate tern și plictisitor. Hairstylistul Raluca Racoviță are câteva sfaturi ca să înțelegem cum ne putem menține părul sănătos și hidratat. În afară de soluția care o folosim pentru razele UV, putem sta atunci când stăm la plajă, putem pune un tratament hidratant și stăm cu el efectiv în păr. Intrăm în apă, se clătește, bineînțeles, ieșim, iar punem tratamentul. Deci facem efectiv un tratament pe plajă. Când toată lumea se deshidratează, noi ne hidratăm. De fiecare dată noi aplicăm tratamente în funcție de părul, tipul de scalp și părul clientei. Atunci când părul este decolorat, înseamnă că s-a deschis cuticula, s-a scos pigmentul, da? Și am scos cu tot ce hrănim noi din interior, calciu, minerale, vitamine, da? Deci e un păr mult mai deshidratat față de un păr natural. Foarte important să-l tundem, pentru că părul e ca o floare. Dacă nu tăiem uscăciunile, el se despică și crește și se rupe singur. Viața echilibrată, vitamine, dar și câteva tratamente de protecție care nu au cum să nu dea roade. Noi avem un roboțel minune, așa îi spunem noi. Acest aparat cu nanoparticule ne hidratează părul și ne deschide cuticula și intră în interiorul lui, îi dă hidratarea de care are nevoie, apa, da, ridică apa în păr și o să pară foarte luminos și o să fie foarte hidratat. Îl folosim și pe rădăcină, dar și pe lungime, pentru că părul are nevoie și scalpul și părul de hidratare. În funcție de ce avem nevoie. Dacă avem un scalp cu probleme, mătreață sau psoriaze sau e un scalp gras, atunci o să folosim un alt tratament pentru rădăcină, dar cu aceleași nanoparticule.